Dragi oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, stimați frați slujitori, este o mare cinste pentru mine să fiu prezent în mijlocul acestei frumoase și minunate sărbători pe care le aveți în biserică, prin botezul acestor tineri, care în urma credinței și pocăinței sunt convinși că trebuie să împlinească voia lui Dumnezeu botezându-se în apă. Am venit cu bucurie să fiu parte la această sărbătoare. Și eu cândva m-am botezat și noi în biserica noastră facem botezuri și știm că și bucuriile și necazuri se fac cu oameni. Vreau să vă felicit pe voi, dragii mei, fete și băieți, frați și surori, pentru decizia pe care ați luat-o să vă botezați împlinind în felul acesta porunca lui Dumnezeu. Acum sunteți tineri și contextul vârstei voastre vă așează într-o anumită dimensiune a vieții. Însă ca unii care am trecut pe acolo știm că lucrurile evoluează. Dacă facem ce trebuie sau involuează dacă nu facem ce trebuie. Și odată la 10 ani, mentalitatea despre lume și viața omului se schimbă în mare măsură. Și veți privi viața de la un alt nivel și veți avea o altă perspectivă. Însă vă fericesc acum că faceți un lucru care vă va marca în mod categoric viața. Aș vrea să citesc din Scriptură, frați și surori, și m-am gândit că din multele texte biblice care se pretează să fie citite la un eveniment de botez în apă, probabil că unul dintre cele mai potrivite este să citim despre botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că, din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă ridicați în picioare. Matei, capitolul 3, versetele de la 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, fiecare dintre tinerii aceștia care sunt aici îmbrăcați în haină albă ca un simbol al neprihănirii dobândite în urma credinței prin Hristos, sunt crescuți de o pereche de părinți. Și inima acelor oameni bate cu putere în seara asta. Probabil că părinții cei mai multor dintre ei sunt oameni credincioși care au experimentat cândva în trecut botezul în apă. Însă, indiferent dacă sunt sau nu sunt, vreau să vă aduc aminte că în mod normal tinerii de vârsta lor sunt în altă parte acum și se ocupă cu alte lucruri. Noi toți care am trecut prin viață și am ajuns la vârsta aceasta de 40, 50, 60, 70, știm câtă valoare are să fii un om serios, să te respecti pe tine, să-i respecti pe alții, să-ți întemezi o familie și să ții de ea. Ceea ce se numește astăzi LGBT, acronimul acesta, și nu vreau să dau explicații, îi fură pe tineri. Sper să nu ispitesc pe nimeni dacă dau un scurt exemplu. În primăvară am citit în presă că aripa tânără a partidului care guvernează în Suedia au făcut un protest în capitală și au avut două motive. Primul dintre ele este să ceară guvernului să legalizeze pedofilia și al doilea să ceară guvernului să legalizeze necrofilia. Mă gândesc că nu e nevoie de explicații, dar dacă este pedofilia, înseamnă să te culci cu copii și necrofilia să te culci cu morți. Tineri ca ei erau aproape goi pe stradă și cereau aceste două lucruri pentru că, spuneau ei, ne identificăm cu aceste nevoi. Ele ne reprezintă pe noi. E felul în care vrem să ne exprimăm. E ceea ce ne dorim de la viață. Acum imaginați-vă alți 28 de tineri
care se tem să mintă, se tem să nu-și respecte părinții, se tem să gândească în mod păcătos, se tem de adicțiile specifice vârstei lor și vor să se boteze în apă făcând un legământ cu Dumnezeu în perspectiva purității, a unei vieți trăite frumos înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm că este vorba de două tabere absolut foarte diferite. Perspectiva acestor tineri este extrem de diferită de perspectiva lumii, care pur și simplu s-a destrăbălat. Acesta este motivul pentru care am admirație față de ei, față de părinții lor, care mă gândesc ca o contribuție însemnată. Deși uneori vin în biserica dumneavoastră și mă bucur de dragostea, de respectul fraților păstori, a conducerii bisericii, a dumneavoastră, întotdeauna m-am simțit bine aici, să nu zic răsfățat de dumneavoastră, dar pe ei nu-i cunosc. Întâlnindu-mă cu fratele Aurel Bobuier la o nuntă, mi-a spus dânsul care pe unul dintre copiii implicat aici și l-am felicitat și vreau să-l mai felicit încă o dată acum aici, pe dânsul, familia, dar nu numai familia Bobu, ci familia celorlalți tineri care în seara aceasta experimentează mare bucurie. Numai cine este părinte știe și înțelege ce înseamnă să ai un copil care îți aduce rușine, care te face să-ți pierzi reputația la care ai lucrat o viață, care îți ia curajul, îți ia aerul, îți ia trecerea pe care tu ți-ai construit-o în lume și între oameni. Este lucru mare să ai un copil care îți face cinste, un copil care îl iubește pe Dumnezeu și se angajează să fie un om moral. Este un mare lucru. De aceea vă felicit pe voi și felicit părinții voștri, care în seara aceasta au o experiență liniștită și frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, aș vrea din textul acesta să surprind câteva aspecte și dacă ne uităm din punct de vedere istoric, ce s-a întâmplat aici este simplu. Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a întrupat venind în lumea noastră printr-o fecioară, o naștere, mai bine zis întrupare, care este incredibilă, imposibilă, inexplicabilă, ajunge la vârsta de adult, aproximativ 30 de ani, și în debutul, adică în începutul misiunii sale, care a ținut aproximativ 3 ani și jumătate, el cere să fie botezat în apă. El nu putea să poruncească botezul în apă fără care să îl experimenteze. El nu-i ca oamenii să aibă principii în minte diferite de practica vieții. El este fidel principiilor pe care le are, ce spune și face. În comparație cu el erau învățătorii din vremea lui, farisei și cărturarii, despre care el spunea să faceți ce spun ei, că ei spun bine, dar să nu faceți ce fac ei, pentru că ei, deși spun bine, fac rău, trăiesc rău. Observați, vă rog frumos, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine în lumea noastră prin întrupare, se întrupează printr-o fecioară, o experiență pe care nu a mai avut-o nimeni niciodată și o experiență pe care noi nu o înțelegem, pentru că este o excepție de la regulă. În mintea noastră nu face niciun sens și este de-a dreptul imposibil un copil să se nască dintr-o fată care este necăsătorită și lucrul acesta s-a întâmplat pentru mai multe motive. Nu vreau să insist asupra acestui aspect, dar eu am fost chinuit de gânduri și întrebări atunci când nu am știut lucrurile acestea. Nu am știut că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat printr-o fecioară și nu din părinți biologici ca noi, nu am știut că a fost nevoie de acest lucru pentru ca el să se califice pentru a fi Mântuitorul. Orice copil care vine în lumea noastră vine sub incidența și vinovăția păcatului adamic. Dacă Hristos ar fi venit în lumea noastră ca oricare alt copil vinovat de păcatul adamic, atunci el nu ar mai fi putut să fie Mântuitorul, pentru că un mântuitor păcătos nu poate să devină Mântuitorul păcătoșilor. El s-ar fi descalificat să fie Mântuitor pentru că ar fi avut păcat ca și noi. Și ca să nu aibă, a trebuit să evite două categorii de păcate, singurele care există, păcatul adamic și păcatele pe care le face omul în mod personal, conștient și voluntar. Poate vă veți întreba, dar de ce noi ne naștem sub un păcat pe care l-a făcut Adam cu multe mii de ani în urmă? Ce vină avem noi? Probabil că o să vă dau un exemplu care nu e cel mai potrivit pentru toți, dar acum în minte nu am altul mai potrivit. Imaginați-vă că echipa de fotbal a României se duce în deplasare și joacă, să zicem, cu Franța sau cu oricine altcineva. Câți oameni sunt acolo? 11.
Și probabil că au câțiva antrenori, medici și mai multe rezerve. Or fie 20, dar 11 sunt în teren. Și imaginați-vă că ei sunt învinși. Ce scriu ziarele? Ce scrie presa? România a fost învinsă. Acum eu vă întreb. 20 de milioane au fost acolo să joace fotbal? Nu. Dar cum a fost România învinsă? Păi nu România a fost învinsă, ci reprezentanții ei. Și reprezentanții ei au adus victoria pentru toată țara sau au adus înfrângerea pentru toată țara. Când Adam a păcătuit, el a fost reprezentantul umanității. Și tot ceea ce s-a întâmplat cu el se răsfrânge în mod dependent de voința noastră asupra noastră. Și noi toți ne naștem în natura lui și în condiția lui de om vinovat față de Dumnezeu. De aceea, orice copil care vine în lume, cel mai frumos baby care există în adunare, de o lună sau de două, că înainte de timpul ăsta nu vin la biserică, el este deja păcătos. Însă păcatul acesta este doar potențial și se va activa la vârsta la care el va deveni conștient de realitățile vieții. E bine, Hristos nu a venit sub incidența acestui păcat. Motiv pentru care el a fost fără păcat. De asemenea, Biblia menționează că atunci când a ajuns adult și a putut să facă alegeri personale, să aleagă între rău și bine, între păcat și sfințenie, Biblia ne spune că el a fost ispitit ca și noi, dar nu a păcătuit. Hristos nu a avut nici măcar un singur păcat. De aceea s-a calificat să fie Mântuitorul nostru. Când noi citim despre Mântuitorul, unsul trimis de Dumnezeu, să ne restaureze, să ne recondiționeze, să refacă relația frântă cu Dumnezeu din cauza păcatului nostru, noi vorbim despre cineva care în toată perioada istoriei umanității a pregătit planul de mântuire a lui Dumnezeu. Stimați prieteni creștini, noi avem o înțelegere extrem de sumară asupra acestui fenomen, însă vreau să vă aduc aminte de faptul că întreaga Trinitate a fost implicată în procesul realizării mântuirii, prin faptul că Dumnezeu Tatăl a proiectat, a creionat mântuirea. Fiul cu planul acesta a venit pe pământ și l-a îndeplinit, l-a realizat. E ca atunci când un arhitect îți face planul la o casă, iei planul și îl dai unui constructor priceput și potrivit detaliilor din plan, el construiește clădirea. Ei, Hristos a venit cu planul de mântuire realizat de Tatăl și a construit mântuirea în urma unor detalii prestabilite de Dumnezeu Tatăl. Și după ce Mântuitorul și-a încheiat slujba, a spus tetelestai, adică casă terminată, lucrare terminată, misiune îndeplinită, și s-a ridicat la Tatăl, după 10 zile în locul Mântuitorului a venit Mângâietorul. Și Mângâietorul este încă cu noi pe pământ astăzi. Dumnezeu nu a vrut să ne lase singuri. Există o investiție uriașă a lui Dumnezeu în noi. Problema nu se pune la nivel religios, dacă suntem ortodoxi, catolici sau protestanți sau neprotestanți. Problema se pune să înțelegi investiția lui Dumnezeu. Să înțelegi că Dumnezeu nu e o idee sau o forță. Dumnezeu este o persoană, o persoană care iubește și așteaptă să fie iubită. Și dragostea lui manifestată în acești tineri a primit reacția lor, care este tot iubire, că numai cine iubește pe Dumnezeu îi împlinește cuvântul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Observați, vă rog, că textul pe care l-am citit începe să spună că atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan ca să fie botezat. Gândul pe care îl surprinde textul biblic aici este inițiativa lui Iisus Hristos să fie botezat. Nu a fost împins de părinți, nu a vrut să se căsătorească și nu se putea decât să se boteze. El a venit din inițiativă personală, a făcut efort să meargă un drum lung pe jos, să vină până la Iordan, până la Ioan, ca să fie botezat. A fost inițiativa lui. Această inițiativă dovedește convingerile pe care el le are, trădează principiile pe care el le are. Când el a avut această inițiativă, inițiativa aceasta s-a născut în urma unui proces de conștiință. El a stat și s-a gândit și în urma procesului acesta de gândire a ajuns la concluzia că trebuie să se boteze. Și atunci pur și simplu a procedat la botezul acesta mergând la Ioan și rugându-l să-l boteze. A fost inițiativa lui. A fost o inițiativă care s-a format în conștiința lui, în inima lui. De ce? Pentru că această inițiativă a manifestat principiile lui de viață. A manifestat convingerile lui, prioritățile lui. Tot ce a fost Iisus Hristos a fost o deplină închinare pentru Dumnezeu. El a trăit să îl facă fericit pe Dumnezeu, să împlinească voia lui Dumnezeu, să-l onoreze pe Dumnezeu, să fie în voia lui Dumnezeu. Și când a luat această inițiativă, n-a vrut să-l facă fericit pe primar, pe părinți, pe nu știu cine, ci pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dragii mei,
Aveți această mentalitate despre lume și viață, să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc, nu pe voi. Voi nu sunteți pe primul loc. Veți ajunge extrem de nefericiți în viață dacă vă veți da atâta importanță încât să-L depășiți pe Dumnezeu. Trebuie să-L lăsați pe Dumnezeu să fie în față. Trebuie să-I dați dreptul să hotărască detaliile vieții voastre. Trebuie să aveți încredere în El, deși logic nu o să înțelegeți mare lucru, pentru drumul și cotiturile drumului vieții pe unde o să vă ducă Dumnezeu. Trebuie să aveți încredere în dragostea Lui. Dumnezeu este suveran, este fidel. În El, pe El te poți baza. Dumnezeu ce spune face. Dumnezeu are principii veșnice. Inițiativa voastră să vă botezați în această seară, mă gândesc că are la bază dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta este adevărat, botezul vostru va marca extrem de mult, iar numele voastre vor fi scrise în cartea vieții. Botezul nu mântuiește, dar confirmă mântuirea. Omul e mântuit prin credința din inimă în Hristos, dar botezul în apă confirmă prezența credinței în inimă prin Hristos. Al doilea lucru pe care îl surprindem aici este următorul. Cineva căuta să-l oprească. Vărul lui Ioan Botezătorul, cel care era specialist să-i boteze pe oameni în vremea aceea. Observați că atunci când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, întotdeauna există bariere, există piedici, există dificultăți. Și uneori barierele acestea apar din împrejurări la care nu te aștepți. Probabil că vrea să te oprească cineva care sperai să te ajute să faci ceea ce îți propui. Era normal să-l oprească Ioan Botezătorul, cel care și-a dobândit porecla de botezător pentru faptul că îi boteza pe oameni? Era normal acesta care trebuia să-l boteze, tocmai el să-l oprească pe Hristos să se boteze? Atunci când vei vrea să te botezi, când vei vrea să participi la stăruință, când vei vrea să te dedici Domnului pentru o perioadă de post sau de rugăciune, când te vei hotărâ să plătești partea Domnului din salariul tău, mai întâi Dumnezeu înainte de tine și înainte de bănci și înainte de ratele de la bancă, atunci să știi că vei întâmpina dificultăți și vor veni alte priorități să se înghesoaie în fața ta și să ia fața lui Dumnezeu. Să nu permiți nimănui să ia fața lui Dumnezeu în viața ta. Să-L lași pe Dumnezeu să fie pe primul loc, pentru că altfel Dumnezeu pleacă. Când Adam l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu a plecat din viața lui și l-a deportat din grădină. L-a urcat în avion și l-a dat afară. Dumnezeu nu stă niciodată pe locul 2 în viața unui om, dar niciodată, indiferent cum te cheamă și indiferent cine este taică-tău și maică-ta, poate fi proroc, poate fi păstor, poate fi implicat în comitetul bisericii, atunci când pe Dumnezeu îl iei de pe primul loc, singurul loc pe care își poate permite să stea, Dumnezeu pleacă. Observați, vă rog, că Iisus Hristos a depășit piedica pe care a întâmpinat-o. Nu trebuie să vă speriați de piedicile care apar, ele sunt normale. Trebuie să vă speriați de incapacitatea voastră de a le depăși. Trebuie să vă speriați de lipsa argumentelor de a fi dârzi și consecvenți în ceea ce vreți să faceți. Să nu lăsați pe nimeni să vă oprească. Cei care nu sunteți căsătoriți, fete și băieți, să nu lăsați pe nimeni să vă oprească să vă căsătoriți cu cineva de gen opus care este credincios, care e născut din nou, care are caracter, care a făcut suficiente dovezi ca să nu mai aveți dubii, că îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe voi, mai mult decât pe părinții lui, mai mult decât pe el sau pe ea însuși. Să nu lăsați pe nimeni să vă încurce principiile pe care le aveți în viață, pentru că dacă știți ce vreți, veți avea ceea ce știți. Al treilea lucru pe care îl remarcăm în text, în versetul 15, este următorul. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Ioane, să mă lași să împlinesc ceea ce trebuie să împlinesc. Dumnezeu a știut care sunt lucrurile pe care trebuie să le împlinească. Iisus Hristos a spus, lasă-mă să împlinesc ceea ce trebuie împlinit. Nu-mi permit să vă pun decât din punct de vedere omiletic această întrebare sau retoric, de ce vă botezați? Imaginați-vă că nu aștept un răspuns de la voi în contextul acesta, dar voi așteptați un răspuns de la întrebarea mea. De ce vă botezați? Știți care a fost argumentul lui Iisus? Trebuie. Trebuie. O grămadă de lucruri eu le-am făcut în viață, nu pentru că am simțit sau am vrut, ci pentru că a trebuit. Foarte multe lucruri în viață le veți face doar pentru că trebuie. Mai ales după ce vă veți căsători. Și mai ales dacă sunteți băieți. În lumea aceasta sunt multe lucruri pe care urmează să le faci pentru că trebuie. Trebuie față de Dumnezeu, trebuie față de familie.
Într-o zi, probabil că o să fii puțin bolnav de dimineață și vei avea 1, 2, 3, 5, 10 copii. Și vei avea soția ta și casa ta și probabil o grămadă de datorii. Bani pe care i-ai luat să-ți faci o casă, să-ți iei o mașină și așa mai departe. Și te vei simți rău în dimineața aia. Știi ce vei face? Te vei neglija pe tine și indisponibilitatea ta și pentru că trebuie te vei duce la lucru. Deși te duci tușin, te duci având febră, dar trebuie, te vei duce. Stimate domnișoare, surori, o să deveniți soții cândva și cu ajutorul lui Dumnezeu veți avea copii. Și la 2 dimineața, la 3 dimineața, copilul o să se trezească și când e singur, plânge. E simplu când ai o nevoie să plângi. Noi, adulții, nu ne putem permite să facem asta. E cel mai ușor mod de a-ți împlini o nevoie. Te-a pus să plângi și cineva căruia îi pasă de tine, te aude, vine și îți împlinește nevoia. El își poate permite să facă asta. Și n-ai niciun chef să te trezești. Probabil că te-ai trezit deja de 10 ori și probabil că în ultimile 2 săptămâni te-ai trezit de foarte multe ori. Și te vei trezi din nou doar pentru faptul că trebuie. N-ai niciun chef să te trezești. Dacă ar fi vecinul, nu te-ai trezi. Dar trebuie. În seara aceasta vă botezați pentru că trebuie. Cuvântul acesta este impus, nu liber ales. Asta a spus Hristos. Lasă-mă să mă botez că așa trebuie. Așa se cade. Așa e normal. Pentru Iisus Hristos a fost normal să împlinească voia lui Dumnezeu. Nu vă uitați la oamenii care se joacă cu voia lui Dumnezeu. Deși trăim într-o țară creștină, marea majoritate a locuitorilor României sunt creștini nepracticanți. V-ați întrebat vreodată dacă există mame nepracticante? N-ați vrea să fiți studenți nepracticanți? N-ați vrea în seara asta când mergem la masă să fiți consumatori nepracticanți? N-ați vrea la noapte când dormiți să fiți oameni care dormiți în mod nepracticant? Cum e aia să fii creștin nepracticant? Care e diferența între un necreștin și între un creștin practicant? Niciuna. Când ești un creștin nepracticant, înseamnă că te autodescalifici să fii creștin. Observați, vă rog, Hristos l-a ascultat pe Dumnezeu. Stimați tineri, nu întotdeauna veți avea răspunsuri logice la problemele cu care vă confruntați în viață. Credința nu se explică niciodată, se practică și atât. Credința nu se explică, dragii mei. Se practică. Însă, de cele mai multe ori nu veți avea răspunsuri logice, dar veți avea în inimă pasiunea, determinarea, angajamentul să-L urmați pe Dumnezeu pentru că aveți încredere în El. Nu m-am gândit în ultimii 30 de ani dacă Biblia e adevărată sau nu. Mi se pare că stau să mă gândesc dacă mă cheamă Luigi sau nu. Nu m-am gândit niciodată dacă Dumnezeu o să se țină de cuvânt sau nu. Asta e treaba Lui, nu-i treaba mea. Nu mi-a dat niciodată senzația că nu se ține de cuvânt. Cerul stare să-L suspectez. Dumnezeu este persoana pe care nu-ți poți permite să-L suspectezi, pentru că nu ai niciun motiv. El a creat universul acesta. A creat un univers care îl reprezintă, un univers perfect, un univers inteligent. Să nu vorbesc de noi, nici astăzi știința nu ne cunoaște pe noi. Și Dumnezeu a fost atât de deștept să-L construiască. Cum își poate permite un om atât de vulnerabil ca mine sau ca dumneata să-L suspecteze pe Dumnezeul care a creat în mod perfect universul acesta și care a oferit suficiente dovezi ale capacității sale infinite și eterne? Hristos a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Pur și simplu a făcut un lucru pentru că trebuie. Nu întotdeauna vei avea explicații logice la ceea ce trebuie să faci. Însă vei spune așa, îmi respect mama pentru că trebuie, îmi respect părinții pentru că trebuie. Cineva s-ar putea să aibă un părinte alcoolic și să fie tentat să nu-l mai respecte pentru că e alcoolic. Ascultați-mă, stimați tineri, părinții trebuie respectați nu pentru că merită, ci pentru că trebuie. Un părinte trebuie să fie respectat. Să nu încercați să determinați dacă merită sau nu merită. Pentru că nu aveți niciun criteriu de evaluare dacă merită sau nu merită. Prin faptul că v-a făcut pe voi, merită să-l respectați. Așa cum sunt părinții voștri, să-i respectați. Pentru că va veni o vreme când îi veți admira. Știi când? Când nu-i veți mai avea. Dacă mergem puțin mai departe, observăm un alt pas pe care îl face Domnul în procesul acesta al dialogului lui cu Ioan. Biblia ne spune că Ioan l-a lăsat și îndeîndată ce l-a botezat, a ieșit afară din apă, în clipa aceea s-a deschis cerurile. Observați, Dumnezeu Tatăl intră în scenă. N-a zis nimic Dumnezeu Tatăl, l-a lăsat pe Hristos să răspundă singur, era adult. Nu i-a zis lui Ioan, băi Ioan, ce faci, îi deschizi inima fiului meu să nu se boteze? N-a fost nevoie.
Ascultați-mă, este o vreme când copiii noștri sunt copii, atunci e momentul să le turnăm în cap ce credem că trebuie. Dar când ajung mari, li se închide orificiul ăla prin care li se toarnă în cap și devin adulți și nu mai primesc. Trebuie să ne grăbim că nu vor îmbătrâni copiii. Copiii noștri sunt doar un timp scurt copiii. Hristos a devenit adult și a știut să răspundă în dreptul lui. Și după ce a răspuns ce trebuie, Tatăl a intrat pe scenă și și-a făcut partea. Știți care a fost? L-a trimis pe Duhul Sfânt să vină peste el. Asta se numește împuternicire. Vă pun o întrebare. Hristos a avut nevoie de împuternicire, El care e Dumnezeu? Răspunsul corect este da, deși roiesc întrebările în jurul acestui răspuns. A avut nevoie de împuternicire. Dacă el a avut nevoie de împuternicire, băieți și fete, de câte împuternicire aveți nevoie voi? La vârsta asta vă simțiți cei mai grozavi. Când veți ajunge la vârsta mea, nu o să vă mai simțiți așa. O să pierdeți din această încredere în voi, care este absolut doar o pretenție fără niciun fundament. La vârsta voastră și eu am crezut că sunt mai inteligent decât mi-am dat seama că sunt. Că nu sunt atât de fidel pe cât credeam eu că o să fiu. Eu am crezut că nu o să-L supăr pe Dumnezeu niciodată. Atât de hotărât am fost în ziua în care m-am botezat. Și de-a lungul vieții m-am trezit că fac lucruri cu care nu sunt de acord, că sunt tentat să le fac. M-am trezit că uneori îmi scapă vorbe care nu sunt potrivite și nu reprezintă convingerile mele. Dar și pe voi viața o să vă convingă de faptul că sunteți vulnerabili, că sunteți doar niște oameni. Numai puterea lui Dumnezeu, ceea ce se numește împuternicire, va fi suficientă ca să vă susțină. Aș vrea să închei spunându-vă câte ceva despre ultimul verset pe care l-am citit, deși după împărțirea lui Cornilescu se așează într-un paragraf diferit. Am citit totuși, pentru că e în contextul botezului în apă, faptul că după, la sfârșitul acestui proces, în momentul în care Hristos biruiește prin respectarea principiilor și prin aplicarea lor în mod personal, apare momentul în care Dumnezeu îl lasă, îl face vulnerabil în fața ispitei și începe lupta spirituală. Dragi tineri, veți avea multe confruntări în viața voastră. Fiecare om are anumite sensibilități în viață. Unul e mai sensibil înspre țigări, altul înspre alcool, altul înspre... Nu-i locul potrivit să dau exemple prea directe. Dar vreau numai să vă spun că fiecare dintre noi, din punct de vedere chimic, din punct de vedere generațional, din punct de vedere temperamental, ca și zestre genetică, vom avea anumite aplecări și unele nu vor fi pozitive, nu vor fi constructive. Ceea ce trebuie să faceți este să știți că va începe lupta după ce vă botezați în apă. Va începe lupta datorită angajamentului vostru. Diavolul va încerca să vă frângă, să vă intimideze. Pur și simplu, prin repetare, să vă trântească la pământ până când o să vă pierdeți încrederea în voi și în Dumnezeu. Nu o să mai aveți încredere că puteți supraviețui. Mulți, foarte mulți oameni, după ce se botează, renunță la credință. Pentru că, spun ei, nu pot să țină. Dar, stimați prieteni, ce trebuie să țineți după ce vă botezați? Ați uitat că Dumnezeu vă ține? Ce tot trebuie să țineți? Pavel spunea, pot totul în Hristos, care mă susține, mă întărește, mă ajută, dacă îmi permiteți, mă sponsorizează. Ce trebuie să țineți voi? E adevărat că noi trebuie să ținem credința dată Sfinților pentru întotdeauna, dar cu ajutorul lui Dumnezeu care ne întărește. Va începe lupta spirituală, să nu vă mirați de ea, este absolut normală. Voi sunteți ca niște soldați și voi sunteți angajați într-o luptă. Voi îl reprezentați pe Dumnezeu în lumea aceasta. Voi mergeți din partea lui Dumnezeu, iar diavolul din cauza lui Dumnezeu o să vrea să vă facă vouă rău. Dar Dumnezeul pe care voi îl reprezentați o să vă ia apărarea. Aduceți-vă aminte ce a spus el. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Să nu vă simțiți singuri niciodată, iar dacă totuși vă simțiți prin credință și știți că nu o să fiți singuri niciodată. Veți avea ocazia să fiți singuri doar atunci când vă veți lepăda de credință. Dar atâta timp cât o să vă păstrați credința, cât o să vă respectați angajamentul față de Dumnezeu, Duhul Sfânt va fi cu voi. Am menționat în introducere că Mântuitorul s-a ridicat, dar Mângâietorul a coborât. Știți de ce?
ca să nu fiți singuri. Vă mai aduceți aminte cei de vârsta mea sau mai în vârstă că pe vremea lui Ceaușescu lucram în schimburi să ne creștem copiii? Mergea soțul schimbul 1 sau soția și când el se întorcea sau ea se întorcea la 2, celălalt îi preda repede schimbul, ștafeta, copilul sau copiii și fugea repede ca să nu întârzie la serviciu. Mulți dintre noi ne-am crescut copiii în felul acesta și nu i-am lăsat singuri. Am făcut de serviciu în schimburi diferite pentru ca unul dintre părinți, un mângâietor, să fie cu baby care nu era în stare să se întrețină. Ascultați-mă, dragii mei, a fost Hristos și când a terminat și a plecat, a venit altcineva ca și el. S-a ridicat Mântuitorul, dar a venit Mângâietorul, ca să nu rămâneți singuri. Nu o să fiți singuri niciodată. Harul lui o să vă însoțească. Promisiunile lui o să se împlinească în viața voastră. Trebuie să fiți doar fideli. Trebuie să împliniți voia lui Dumnezeu pentru simplu motiv că trebuie. Trebuie. Voi sunteți ai lui Dumnezeu și Dumnezeu este al vostru sau este în voi. De aceea să vă botezați în apă. De aceea să fiți botezați cu Duhul Sfânt, să primiți împuternicirea dacă nu cumva nu ați primit-o. De aceea când veți trece prin crizele vieții, de un fel sau de altul, să nu vă permiteți întrebarea, unde este Dumnezeu? Să știți că Dumnezeu va fi în voi. Să nu vă permiteți întrebarea, de ce Dumnezeu mă expune la o astfel de experiență? Pentru simplu motiv că trebuie să faci școala vieții, ca să crești, să te maturizezi. Dacă pe copil nu-l trimiți la școală, va trebui să-l hrănești până când moare, pentru că nu va fi în stare să se întrețină singur. Copilul trebuie expus la dificultățile vieții ca să crească, să se dezvolte. Din punct de vedere spiritual este la fel, să aveți încredere în Dumnezeu. Să faceți ce v-a poruncit doar pentru simplu motiv că trebuie. Și de restul să fiți liniștiți. În încheiere o să spun un singur gând. Am ajuns la vârsta aceasta, am vorbit cu toți oamenii pe care i-am respectat și cu care am avut ocazia să vorbesc. Și la vârsta aceasta am următoarea filozofie de viață cu privire la convingeri, cu privire la crize, la probleme, la dificultăți. Lucrul acesta nu este scris negru pe alb în Biblie neapărat într-un verset. Este punctul meu de vedere, de aceea luați-l ca atare. Trebuie să fiu cinstit și să menționez treaba asta. Dar la momentul acesta, la vârsta aceasta, cred următorul lucru. Controlează toate lucrurile pe care le poți controla. Depinde de tine să te botezi, spune mâna și te botează. Dar dacă vei fi în împrejurări pe care nu le mai poți controla, să fii liniștit și să te culci liniștit, că le va controla Dumnezeu. Acesta cred la momentul ăsta că este cel mai bun mod de a aborda viața. Controlează tot ce poți controla. Depinde de tine să faci un lucru, fă-l, dar repede, nu te culca, mai întâi fă lucrul acesta. Nu depinde de tine, ești depășit de situație, culcă-te liniștit. Dumnezeu se va îngriji de treaba asta. Dumnezeu are onoare, are caracter, nu te va lăsa singur să te lupți cu ceva ce nu te poți lupta. Dumnezeu îți cere să duci o sacoșă în mână, dar clădirea asta nu o să-ți ceară niciodată să o muți de aici. Pentru că nu poți. Controlează ce depinde de tine. Și nu te speria dacă peste tine vin lucruri care nu le poți controla. Ai încredere că Dumnezeu va apărea pe scenă cum a apărut aici și va controla lucrurile care depășesc pe tine. Să știi că atunci când te sperii este o expresie a necredinței. Nu te speria, Tatăl tău este nevăzut, dar este acolo, în viața ta, pentru că tu acum ești aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, dragi tineri, părinții, familiile voastre și întreaga biserică. Amin.